Domnule președinte de ședință, stimați colegi, plăcerea este și de partea mea să vă am alături și mai și cred că într-o bună zi în PNL dumneavoastră veți fi unul dintre primii cinci oameni. Așa cum mă stăduiesc să ajung și eu la PMP de altfel. Stimați colegi, în drum spre microfon mi-am schimbat declarația politică pentru că am auzit doi colegi parlamentari foarte buni pe Mihai Botez de la USR și Bodea de la Iași, care au făcut niște declarații politice foarte bune pe linia pe care au început-o cu ceva vreme în urmă și eu nu vin să recit o poezie aici. Spunea colegul de la Vaslui, de la USR, că e bine să fie trotoare. Așa este. Dar întâi să ne ocupăm puțin de drumuri și pe urmă facem și trotoare. Cum era cu pâinea și cu cozonacul. Dacă asigurăm pâine, cozonacul vine de la sine. Oricum, am apreciat că vreți ca la toți cei care împlinesc 18 ani, statul român să le pune la dispoziție câte o Constituție și nu-i rău și câte o Biblie, pentru că noi suntem un popor creștin, noi români. Domnul Marius Bodea spunea că Iașul a devenit un sat fără câini. Negrești unde trăiesc eu, e la 40 de kilometri și dacă nu aveți câini, vă dăm noi, pentru că la Negrești, pe cap de locuitor, sau mă rog, pe picior de locuitori, sunt 2-3 câini. Și foarte interesant cum s-a închis spitalul și nu vă spun, am învățat la psihologie de la Pavlov, câinii din Negrești au început să imite salvarea. Merg salvările dus, întors până la Vaslui de dimineață până seara, încât câinii au înțeles că trebuie să facă ei ca salvarea. Și am ajuns și la ceea ce vroiam să declar eu acum. Ați văzut la buget parlamentarii PMP-ului, eu, alții, dumneavoastră, am cerut ca Serviciul de Ambulanță Național să-și amplifice activitatea pentru că țara noastră este o țară cu oameni bolnavi. Am aflat că mă uit la ceas pentru că asta e situația. Vor fi achiziționate 600 de salvări. Din cele 600 am obținut promisiunea că 100 vor merge la Vaslui, Bârlad, Huș, Negrești și la Murgeni. Aflăm că la Murgeni, de exemplu, o localitate de 7-8.000 de locuitori, a rămas o singură salvare care nu mai merge și ea. Și de pe 8 februarie, cei de acolo de la salvare se duc la serviciu și se resuscitează unii pe alții. Pentru că vin cei de la Bârlad să salveze romii după ce se bat, bineînțeles, aceștia din motive ideologice, supărați că guvernul acesta nu le-a făcut o pușcărie mai aproape și sunt nevoiți să facă naveta la copiii lor la sute de kilometri distanță. Mulțumim, sau câte o dată la mii de kilometri distanță în Franța, Germania, unde sunt la odihnă. Îmi pare foarte rău. Declarația mea politică abia începea. Mulțumesc!